Un polițist din Ilfov a fost rănit în timp ce se afla în misiune. Un infractor l-a mușcat de burtă și a fost nevoie să fie chemat un echipaj de urgență pentru a-i acorda îngrijiri medicale agentului. Conform ziare.com, este vorba despre un cetățean care comisese anterior infracțiuni pe teritoriul Germaniei. La data de 4 iulie, în jurul orei 23:50 de minute, polițiștii orașului Otopeni au fost sesizați cu privire la faptul că pe strada 23 August, intersecția cu strada Traian din Otopeni, se află un bărbat posibil sub influența băuturilor alcoolice care face scandal. Polițiștii din Otopeni s-au deplasat la fața locului unde au găsit un bărbat care se manifesta recalcitrant, având un comportament agresiv fizic și verbal, refuzând totodată să se legitimeze, iar la momentele derulării procedurii de încătușare de către polițiști, bărbatul a agresat fizic pe unul dintre agenți. L-a mușcat în zona abdomenului. Bărbatul a fost condus la sediul poliției orașului Otopeni, unde a continuat să fie agresiv fizic și verbal, proferând și amenințări cu moartea la adresa polițiștilor. La sediul poliției orașului Otopeni s-a deplasat un echipaj medical care a acordat îngrijiri de specialitate polițistului. În cauză, procurorul de caz din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Buftea a dispus reținerea pentru 24 de ore a bărbatului de 35 de ani, sub aspectul săvârșirii a 4 infracțiuni de ultraj, una în forma lovirii sau alte violențe și 3 în forma amenințării, toate cu aplicarea concursului de infracțiuni și a stării de recidivă. Ulterior, judecătorul de drepturi și libertăți a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile. Cercetările sunt continuate prin delegare de către polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Ilfov, urmărirea penală fiind în competență exclusivă a procurorului de caz, în cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Buftea, a transmis IPJ Ilfov. Polițistul agresat a primit 6 zile de îngrijiri medicale, relatează ziare.com.